Salutare și bine v-am găsit! În filmulețul de astăzi aș vrea să vă prezint o montură folosită în pescuitul carasului și a plăticii. Poate fi folosită și în pescuitul crapului. O montură pe care eu o numesc ucigașa de caraș simplificată, pentru că nu necesită atât de multe vârtejuri, diluțe și alte minuni care să fie atașate la montură. Haideți să trecem la ce avem nevoie. Două năditoare de mici dimensiuni, un antirăsucitor simplu, opțional un con de folosit la feeder sau la pescuitul la crab, dar doar dacă vreți, nu e obligatoriu să-l puneți, un stopper sau varianta mică de stopper sau o biluță de cauciuc sau, dacă nu le aveți pe niciunele dintre cele trei, o bucățică mică de plumb, o foiță mică de plumb e suficientă pentru a face montura și pentru a o face să lucreze cum trebuie. Montura este una cu auto-nțepare. Adică în momentul în care peștele încearcă să plece cu cârligul și cu momeala, se va înțepa singur în cârlig. Nu trebuie să păziți lanseta, nu trebuie să faceți, să stați lângă ea. Chiar dacă nu vedeți trăsătura, în momentul în care veți recupera montura afară, veți găsi peștele agățat în cârlig. Pentru ca și cârlige, eu voi folosi niște cârlige numărul 6 sau numărul 4. Voi puteți să folosiți și cârlige mai mici, numărul 8, numărul 10. Sunt cârlige folosite de obicei în pescuitul carasului și a plăticii. La staționar mă refer. Haideți să trecem la legarea monturii. Pentru aceasta vom avea nevoie de o bucată de fir. Eu folosesc niște fir textil în speranța că se vede mai bine. E un fir de 0,25. Deci aproximativ 30 de centimetri de fir. La unul din capătul firului vom face o buclă destul de generoasă, o buclă mare, suficient de mare încât să putem trece ulterior, dacă avem nevoie, toată montura prin ea. Iar acum vom trage pe fir fie stopperul, dacă l-avem, fie vom pune o biluță de cauciuc, fie o bucățică de plumb, fie o alică de plumb, orice care poate fi folosit pe post de stopper va funcționa. Nu e neapărat necesar să folosiți o chestie anume. Eu o să pun un stopper de silicon, ca să se vadă mai bine, e mai mare. Bun, deci am pus stopperul pe fir. Introducem cele două năditoare pe fir. Deci am introdus cele două năditoare pe fir.
Iar acum, în capătul firului, vom atașa un antirăsucitor. Acum, antirăsucitorul care îl folosesc eu este unul foarte mare pentru a se vedea. Voi puteți să folosiți un antirăsucitor mult mai mic, eu știu, de 2, de 3, ca și mărime. Un antirăsucitor mic, mic, mic. Nu este nevoie de un antirăsucitor mare. Eu voi folosi nodul Palomar așa cum v-am obișnuit și în alte filmulețe ale mele. Deci se face un ochi. Prin bucla, bine, se pune firul în două. Haideți să o luăm de la început ca să vă și explic, să vă arăt. Se pune firul în două. Avem o buclă, pe prin buca o trecem prin ochiul antirăsucitorului. Facem un ochi. Am făcut un ochi. Iar prin bucla care a ieșit din ochi, vom introduce antirăsucitorul. Bun. Acum, de acest antirăsucitor vom atașa primul nostru cârlig. Haideți să îl și leg foarte repede. Cârligul va fi cu un forfac foarte, foarte scurt. Cât de scurt puteți să-l faceți, 5-6 cm pentru caraș și plătică e foarte ok. Nu este nevoie de un forfac lung, pentru că în momentul în care peștele face, ia momela în gură și cârligul și face cea mai mică mișcare, automat să se și agățe în cârlig. O să vedeți că în momentul în care peștele încearcă să plece cu momeala și cu cârligul, va trebui să tragă după el toată montura. Dacă vedeți, arculețele au plumb în ele, care îngreunează montura destul de bine și e suficient de grea încât să asigure auto-înțeparea. Dacă folosiți cu cârlige cu ochiet, nu uitați să veniți din spatele cârligului spre vârf, deci în direcția aceasta, să veniți cu firul de la forfac înainte de a lega bucla, pentru că o astfel de abordare va asigura o mecanică corectă a cârligului, care va încerca mereu să se îngroape în gura peștelui. Dacă firul, trebuie să-l fac în afara camerei, că nu e firul destul de gros și nu reușesc să-l trec. Deci dacă firul este băgat dinspre vârf, spre spatele cârligului, mecanica va fi exact invers față de ce ne dorim, adică cârligul va avea tendința să se depărteze de gura peștelui, în loc să o agațe. Facem forfacul, facem bucla de la forfac, cât de scurt, cum v-am spus. Bucla nu trebuie să fie una foarte, foarte mare, cât mai micuță. Dacă vedeți, dacă trag de ea spre capătul buclei, ea va migra și va ieși o buclă foarte mică. Tăiem surplusul. Iar acest prim cârlig îl vom atașa de antirăsucitorul nostru.
am atașat primul clip de antirăsucitor și montura arată ceva de genul acesta. Iar acum, pentru a atașa cel de-al doilea clip pe montură, vom face un nod simplu, deci nu dublu, o buclă simplă, cât mai aproape de primul neditor. Și o să vă arăt imediat și o mică șmecherie. Această buclă nu o strângem, o lăsăm nestrânsă până vom veni cu cârligul. Deci rămâne acolo nestrânsă. Bun, am legat repede și al doilea cârlig. Strângem bine. Tăiem surplusul. Lăsăm un 15 cm de fir. Tăiem. Venim cu firul din spatele cârligului spre față. Și încercăm să facem al doilea forfac cât de scurt posibil, adică undeva la 5-6 cm, 7 cm maxim, nu trebuie să fie foarte lung. V-am explicat, în momentul în care peștele va încerca să ia momeala și va face cea mai mică mișcare cu cârligul în gură, acesta trebuie să se îngroape în buza peștelui și să asigure în același timp și auto-înțeparea. De aceea, forfacele scurte sunt cele mai bune. Cu cât lungim forfacul, vom avea mai puține trăsături. Tăiem surplusul. Am făcut repede bucla forfacului. Nu știu cât se vede. Un forfac foarte, foarte scurt. Venim la firul nostru principal, unde am făcut bucla prima dată. Introducem bucla de la forfacul cârligului prin bucla de pe firul principal. Introducem cârligul prin buclă și vom obține ceva de genul. Iar acum dacă vom trage de firul principal, practic va dispărea bucla formată inițial, iar cârligul va rămâne acolo cu un nod care nu-i va permite să se miște nici în sus, nici în jos pe fir. Nu știu dacă cât de bine se vede. Normal, aici am avea nevoie de un mic stopper de cauciuc sau o mică biluță sau orice care să blocheze arcul în a trece peste nod. De aceea eu voi pune un al doilea, sau nu, haideți să punem o bucățică de plumb ca să vă arăt cât de simplu este de folosit și plumbul. Deci o bucățică mică, mică, mică de plumb pe care o, și foarte subțire, pe care o rulăm pe fir în, mai sus de nodul de la cârlig. Pur și simplu o pliem acolo pe fir. Iar aceasta va funcționa pe post de stopper. Aceasta este montura.
Și haideți să vă arăt și cum funcționează. În momentul în care un pește încearcă să plece cu câligul nostru, automat va trebui să ia ambele, după un 5 cm de fir, va trebui să ia după el ambele năditoare, care având plumb în ele, vor asigura o auto-înțepare și în același timp, având două năditoare, unul după altul, se va întâmpla următorul fenomen. Vom putea duce pe vadul pe care pescuim mult mai multă nadă, adică practic dublu cantității de nadă pe care o puteam duce cu un singur năditor. Aceasta este montura pe care eu o folosesc la cara și la plătică. Funcționează foarte bine, asigură auto-înțeparea, nu trebuie să stau să păzesc lansetele, să fiu întotdeauna cu ochii pe ele, pot să stau la o bere, pot să stau la un grătar, dacă găsesc lanseta slăbită sau întinsă, e clar că acolo s-a întâmplat ceva și am avut pește în cârlig. Dacă v-a plăcut filmulețul și considerați că e ok, vă rog să vă abonați la canal și eventual să-mi lăsați și un like și un comentariu. Poate voi aveți monturi mult mai ok decât aceasta. Cu acestea vă urez fir întins și toate cele bune.